Regata Marilor Veliere va fi finanțată de municipalitate, precum și o regată pe lacul Tăbăcărie. Sunt două evenimente nautice legate de mare și un oraș aflat la malul mării trebuie să susțină aceste evenimente. Le doresc mult succes și sper să iasă niște evenimente pe placul Constanțenilor. Cu ce sume? Pentru Regata Marilor Veliere vorbim de suma de 500.000 de lei și pentru regata de pe lacul Tăbăcăriei, asta a fost valoarea proiectului, atât au solicitat, 16.500 de lei.